Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Deputatul PSD de Vaslui, Eduard Popica, a fost și el implicat ieri la prânz într-un dur schimb de replici cu mai mulți parlamentari AUR, printre care și liderul partidului, George Simion. Acesta, din urmă, nu s-a ferit să-l apuce de gât pe deputatul de Vaslui, un obicei care deja a devenit o obișnuință pentru Simion. Discuțiile s-au aprins după ce vicelidera grupului AUR, Boancă Rodica, i-a numit sclavi pe socialdemocrați. Aveți un limbaj de stadion, i-a replicat vasluianul. Nu este prima dată când George Simion are contacte fizice mai puțin obișnuite cu alți colegi din Parlament. În octombrie anul trecut, liderul AUR l-a apucat de gât pe Dan Vâlceanu, care la acea vreme era ministru al finanțelor. La fel ca și în cazul lui Popica, incidentul cu Vâlceanu a fost surprins pe live-ul făcut de Simion pe Facebook. La începutul acestei săptămâni, copreședintele AUR l-a agresat pe Virgil Popescu, ministrul energiei, în timp ce acesta vorbea de la tribuna Parlamentului în timpul unei moțiuni simple. Simion îi striga lui Popescu că este un hoț, în timp ce ministrul energiei îi spunea că este un prost. Incidentul de luni a fost picătura care a umplut paharul, astfel că ieri camera deputaților a adoptat cu 202 voturi pentru și 91 împotrivă și 4 abțineri o hotărâre prin care se modifică regulamentul forului legislativ. Numărul accidentelor grave petrecute pe raza județului Vaslui a scăzut anul trecut, arată un bilanț prezentat ieri de Manuel Nacu, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. În consecință și numărul victimelor care au ajuns la spital este mai mic. Potrivit documentului, anul trecut au fost înregistrate 13.368 de infracțiuni, în scădere cu 3,3% față de 2020, atunci când au fost 13.833 de infracțiuni. Cele mai multe, 9.762, au fost cele de natură judiciară, urmate de cele de natură economică financiară, 640. Efectivele de poliție rutieră au organizat în 2021 peste 640 de acțiuni de control. În urma acestora au rezultat peste 370 de fapte penale constatate, peste 32.000 de sancțiuni contravenționale și 3.524 de permise de conducere reținute în vederea suspendării. Consilierii locali din municipiul Vaslui vor aproba un protocol de colaborare între Palatul Copiilor și Municipalitate privind susținerea financiară a unor proiecte care se vor derula în anul 2022. În acest sens, se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 100.000 de lei pentru susținerea financiară a unor proiecte care se vor derula de către Palatul Copiilor Vaslui. Palatul Copiilor este o unitate de învățământ de stat specializată în activități extrașcolare, în cadrul cărora se desfășoară acțiuni instructive educative specifice prin care se aprofundează și se diversifică cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și se valorifică timpul liber al acestora prin implicarea lor în proiecte educative. Activitățile extrașcolare specifice se desfășoară în 20 de cercuri grupate pe următoarele domenii: cultură, artistic, sportiv, științific și turistic. Simularea examenelor naționale este programată în lunile martie și aprilie. Elevii vasluieni din clasele a 8-a și a 12-a trebuie să se oprească pentru examene. Ministerul Educației Naționale a anunțat că organizează în perioada 28-31 martie la nivel național simularea examenului de bacalaureat, iar în perioada 4-6 aprilie simularea evaluării naționale. Probele vor începe la ora 9, moment în care în fiecare sală vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 2 ore pentru elevii de clasa 8-a, respectiv 3 ore pentru elevii din clasele a 11-a și a 12-a. Din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev, subiectele vor fi elaborate pe baza conținuturilor și competențelor asociate acestora conform programelor de examen pentru evaluarea națională și bacalaureat, a transmis Ministerul Educației. Sindicaliștii din învățământ cer un acord politic la nivelul coaliției de guvernare. Spun că este singura soluție pentru educație. Sindicaliștii atrag atenția că este nevoie de un acord politic la nivelul coaliției de guvernare. Aceștia solicită PSD, PNL și UDMR o întâlnire comună pentru discutarea problemelor actuale cu care se confruntă învățământul românesc. După întâlnirea avută cu prim-ministrul Nicolae Ionel Ciucă, a reieșit foarte clar că este nevoie de o decizie politică asumată de toate partidele aflate acum la guvernare privind reforma educației și salarizarea angajaților din învățământ, au transmis cele trei federații care reprezintă peste 300.000 de salariați din învățământ: Federația Sindicatelor Liberă din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater.
proprietarii de trotinete vor fi obligați să își facă asigurare. După majorarea facturilor la energie electrică sau gaze, vasluienii primesc o nouă lovitură. Astfel, începând de anul viitor, proprietarii de trotinete vor fi obligați să-și scoată polițe de asigurare. Autoritatea care supraveghează piața asigurărilor va aplica de fapt o directivă europeană deja aprobată. Această directivă îi obligă pe proprietarii de trotinete care ies în trafic să fie asigurați. Măsura vine ca și urmare a numărului mare de accidente în care au fost implicate astfel de mijloace de deplasare, iar Parlamentul a trebuit ca, până anul viitor, să introducă noua obligație în legislație. Apoi, Autoritatea de Supraveghere Financiară va trebui să elaboreze normele de aplicare. Au fost prea multe situații la nivel european și diverse țări care au reclamat un număr destul de mare de accidente în care au fost implicate trotinetele, așa cum s-a întâmplat și la noi. De aceea se dorește reglementarea acestor vehicule, au transmis reprezentanții Autorității de Reglementare Financiară. Criză de polițiști. IPJ Vaslui funcționează cu un minus de peste 20% din personal. Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui avea la sfârșitul anului trecut un grad de ocupare a statutului de organizare de aproximativ 78,17%. Lipsa de personal îi obligă pe angajații din cadrul inspectoratului să preia sarcinile aferente posturilor care nu sunt ocupate, ceea ce încarcă activitatea zilnică a lucrătorilor din poliție. Chiar dacă nu au organigrama completă, anul trecut polițiștii vasluieni au cercetat numai puțin de 13.368 de infracțiuni, fiind soluționate 13.738 de dosare penale. Facturile la energie și gaze nejustificat de mari pot fi raportate pe WhatsApp la ANPC. Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor pune la dispoziția vasluienilor nemulțumiți de cuantumul facturilor la energie electrică sau gaze naturale un număr unic de WhatsApp 0790-219-551, unde pot fi făcute reclamațiile. Cei care vor dori să facă acest lucru trebuie să țină cont de faptul că pot folosi aplicația doar pentru a trimite fotografii și imagini, fără apeluri voce sau video. Mesajele vor fi analizate și comisarii vor decide apoi care sesizări pot fi preluate și verificate. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.